Participanții la drumeția pe două roți, organizată astăzi la Drobeta Turnul Severin, încurajează mersul pe bicicletă, pe care îl descriu în câteva cuvinte sugestive. Libertate, sănătate și relax. Astăzi sunt în jur de 30 de participanți din cadrul centrului de tineret Ars și ne-am adunat astăzi aici pentru a ajuta lumea să treacă la mișcare și să scape din sedentarism. Care este itinerariul stabilit? Noi vom merge astăzi de la castelul de apă până la pădure, toate mijloacele de transport, skateboard, role, biciclete, trotinete, pentru a încuraja mișcarea. Ce înseamnă pentru tine mersul pe bicicletă? Să faci mișcare multă și multă energie. Și de tot. De mulți ani cu bicicleta, îmi place foarte mult, este un sport foarte bun. Faci multă mișcare, nu altceva, e foarte bine. Sănătate, relax? Da, sănătate, relaxare, multă energie. Mersul pe bicicletă este mai relaxant, sănătos. Unul dintre organizatorii acestui proiect, prin care intitulat Roțile la Putere, prin care încercăm să creăm o zi a sportului, a distracției și a comunicării. Da, și sperăm să ni se alăture cât mai mulți. Bicicletă, role, skateboard-uri. Da, toate mijloacele de transport pe roți mai speciale, astăzi fiind chiar și ziua în care nu se circulă internațional, în care nu se circulă cu mașini și încercăm să promovăm și noi. Am venit să promovez mișcarea în aer liber. Îți place să faci mișcare? Da. Ce înseamnă pentru tine mișcarea? Sănătate, relax? Sănătate. Pe întreg parcursul traseului stabilit, bicicliștii au fost însoțiți de polițiști, rutieri și jandarmi. Rolul poliției rutiere la acest eveniment organizat de Primăria Municipiului Drobeta Turnul Severin în colaborare cu Asociația Română de Consiliere are rolul de a fluidiza traficul rutier și de a preveni implicarea participanților în evenimente rutiere. Asigurăm protecția participanților la această acțiune care se cheamă Roțile la Putere pentru a se desfășura fără incidente și a asigura siguranța participanților la această activitate. De Ziua Europeană fără mașini, în fiecare an, în centrul marilor orașe europene, traficul este oprit pentru câteva ore, astfel încât localnicii se pot bucura de orașul lor mai liniștit și mai puțin poluat. Această inițiativă, aparținând comunității europene, își propune să atragă atenția asupra necesității protejării mediului înconjurător. România este semnatară acestei declarații din anul 2001.